Giannis Anestis de la Botoșani. Te-ai oprit, domnul Nazare, la acest portar până acum? Botoșaniu acum, na, e performerea etapei. Că... 5 intervenții salvatoare, dintre care 4 la execuții din interiorul careului. Pentru un portar nu e puțin. La debutul pentru moldoveni, meci fără gol primit în fața Rapidului, al doilea lot ca valoare din campionat. Deci de asta te-am întrebat dacă știai de ei. Că uite-l, acum a apărut și s-a... Dar căuta Botoșaniu un portar și nu-l găsea. Botoșan care până încasase 13 goluri în ultimele 5 etape. Da. Și are aici 3 jucători, nu? Sepsi are 3. Da. Sepsi are 3, Botoșan 2, nu? Și Oțelul 2. Da, mergem la fundaș și lateral. Radu Boboc, Universitatea Cluj, centrare ideală la golul revenirii în joc la 2-0 pentru Unirea Slobozia. Golul egalării după o pivotare excelentă în careu și finalizare perfectă pentru 2-2. A greșit 8, doar 8 din 48 de pase. Ce le face Ioan Ovidiu Sabău? Da, Vali Badea, ce le face? Nu știu, le lasă libertatele să se bucure de fotbal. Și acolo cred, din cum îl știu și eu pe Kipciu, cred că a format un grup unde sunt foarte uniți și probabil de asta au și aceste rezultate. Drept dovadă și mai ales ce vorbeam mai devreme, obungeritatea lotului. Cristi Ganea pe partea cealaltă a flancului, fundaș stânga, procentaj 100% de dueluri directe câștigate, a produs golul egalării cu o centrare ideală pentru Grigorian în 1-1 Faro Constanța Dinamo. Ganea, la fel, un jucător care dispăruse, Hagi îi aduce, nu iese cu toți. Nu iese, nu iese să mai vândă din ei, dar iese să-și facă echipă. Majoritatea jucătorilor care s-au întors sub bagheta lui Hagi au performat în România. Fundaș central, Denis Ciobotariu, jucător de care se spune că este, despre care se spune că este aproape de Rapid, 87% procentaj pase corecte și 4 din 6 dueluri câștigate. Da, Sepsi n-a avut probleme în meciul cu Hermannstadt și cred că și da, și prin prisma scorului, cred că și de-aia au apărut acești jucători în echipa etapei. Și uitați, domnilor, că mai iese și lui Mircea Remnic. Florent Paulolo, UTA Arad, celălalt fundaș central, UTA, 2 victorii legate, așa cum a spus, 4 din 5 dueluri directe câștigate, procentaj 100% în duelurile cu mingea jos. Mircea Renic, cred că e mai mult selecționer decât antrenor, pentru că de multe ori trec mulți jucători. Mare vorba ai spus. 21 de jucători de când a început campionatul a adus. Vă dați seama, 21. Și când a început în iarnă, vreo 20, deci el a avut 41 de jucători. A ales, nici nu știu, pe polul ăsta, vedem, poate mai confirmă, că așa, să nu fie doar un meci. Domnul Mezar a fost invitat la noi la emisiune și l-am întrebat dacă știe sincer cât jucători a legitimat. N-a știut să ne spun. Nici din sub care i-a semnat, n-a știut să ne spun. Cum vorbeai tu mai devreme, cu două rezultate bune au venit lângă locul de play-off. Sunt în altă perspectivă, au alt afiș în față de ce bine, se întâmplă. Acum nu putem să-i punem la îndoială calitățile de antrenor lui Nea Mircea Renic. Unde ai fost cu el? La Al Nassr, 21 de zile. 21 zi am fost pe aeroport. Atunci a fost povestea aia cu șeicul cu mâna. Atunci a fost povestea. Te-ai mai dus prin Arabia Saudită de atunci? Nici nu te mai duci. Nu, mă duc, dar nu... Ai tot povestit-o pe aia cu șeicul, dar cei mai tineri nu cred că, o știu, chiar da. Așa n-ai vrut să-i săruți mâna șeicului, inelul, rubinul, ce... N-am știut procedura, eram de foarte puțin timp acolo, n-am știut procedura. Iar dacă meciul nu era televizat, nu o să întâmpla să plec acasă. Da? A fost televizat. Da, ai plecat cu buzunarele pline sau... Nu am plecat cu buzunarele, m-am plătit exact pe... 21 de zile. Exact. Cele 21 de zile. Banii au fost împărțiți pentru 21 de zile. Revenim la echipă și iată-l pe Iuri Cisoti, un fotbalist care mie îmi place foarte, foarte mult, cu o poveste senzațională. Începe cu Oțelul din Liga a treia, la fel ca Dorinel Munteanu. Deci de acolo pleacă povestea oamenilor de la Galați care sunt neînvinși în Superliga în acest sezon. Din Liga a treia, mi-aduc aminte că a fost un baraj Petre Grigoraș, antrenor, cu Florentin Petre Galați Brăila. FCSB Dinamo, altceva, nimic. La baraj câștigă Florentin Petre cu Brăila. A jucat pe la un surăței, nu știu pe unde. Revin la Cisoti, motorul Oțelului a furnizat
8 pase decisive în atac, dublu față de toți jucătorii Craiovei la un loc. Asta a fost meciul. Am zis mai devreme că dacă te duci la Oțelul Galați la meci, nu sare nimeni în evidență. E singurul jucător care poți să spui că are ceva. Da, restul, e multă muncă acolo. Da, restul sunt, așa cum a zis și Vali, Dorinel și-a făcut echipa exact după caracterul lui, după cum era ca jucător. Eu zic că e cea mai pregătită echipă fizic din campionatul României. Deși n-are calități. Și toată tehnice lumea rodea că alergă pe la munte. Păi, să vedeți dureri de glezne și de oase la bătrânețe atunci. Asta le simțim noi, asta le simțim noi acum. Au fost antrenori care nu au job în momentul de față, care l-au criticat pe Dorinel Muntean. Și nu mergem mai departe. Exemplu că se supără Rica. Tot am stat, am discutat pe subiectul ăsta. Alimi și cu Adams, de la Alimi, de la Sepsi, Sfântul Gheorghe. Iată, Sfântul Gheorghe reușește victoria care ar putea să-i cauzeze lui Marius Măldărășanu. A intrat în minutul 68, a marcat din penalti și a oferit pasa de gol pentru 4-0, echizând victoria cu Hermannstadt. 18 din 19 pase corecte, doar 4 baloane pierdute din 31 pentru Alimi. Adams, mijlocaș, utilizat fundaș dreapta în 2-0 cu Rapid, a scos de pe linia porții la 0-0, minutul 25, 11 acțiuni defensive reușite și merge spre trioul din față. Și iată o surpriză, tot de la Sepsi, jucătorul împrumutat de la Rapid, El Saoui, tânărul jucător împrumutat de la Rapid, cu pasă de gol care a rezolvat în mare măsură reușita de 2-0, 3 pase decisive în atac în doar 68 de minute jucate. Alt jucător de al lui Dorinel Munteanu, Iurici, 8 dueluri directe câștigate și încă o mare ocazie de gol. Lob, care însă s-a dus peste poartă la această ocazie, 9 falși și mijlocaș ofensiv la nevoie. Și Octavian Popescu, FCSB, varianta blondă, varianta jucătorului care marchează după mai bine de un an, atenție, decarul FCSB-ului, care a scris și 2 goluri foarte frumoase, o lovitură liberă, o virgulă excelentă, 91% pase corecte, 7 șuturi expediate, dintre care 4 în